de alcool. Episodul de azi o să fie unul mai chill, pentru că mă gândeam că de multe ori în alegă titlului durează foarte mult să... Durează foarte mult să trebuiască să te gândești la ce să faci, să gătești și după aia e foarte multă muncă în spate, adică trebuie să speli vasele. Și cumva în rațiunea asta de muncă domestică, care nu se numește degeaba muncă și merită menționată, am să fac o salată și am să fac mai multe recomandări. Mă gândeam că poate ajută, deși canalul ăsta cred că e destul de mic. Dar dacă e cineva care vrea să afle mai multe despre diverse chestii, eu am să le listez mai jos în canal, în episod. Și de acum pot să menționez și episoadele, pentru că deja am făcut două. Și asta e al treilea episod în care am să gătesc ceva. Doar că m-am gândit că de multe ori nu avem timp și nici resursele necesare și tocmai de aceea episodul va fi despre cum să faci o salată dimineața, înainte să mergi la facultate sau la muncă și poate un sandwich la aparat, dacă aveți, e... ajută. Dacă cumva sunteți la episodul ăsta din întâmplare și nu știți ce s-a întâmplat până acum, basically am deschis această serie de gătit cu ce mai am prin frigider și în care spun că nu am o calificare în ale gătitului, dar totuși fac asta pentru că cred că îmi place și dacă ajută, din nou, mă bucur nespus. Până acum am toate degetele intacte. Bang! One deget. Tot timpul îmi spăl legumele, deci în cazul în care existau nelămuriri. Dar totuși, dacă au fost exprimate aceste nelămuriri, înseamnă că vă pasă. So that's sweet. Episodul ăsta va fi... Cred că am să-l secționez pe mai multe părți. Și am să încep prin a spune de munca domestică. Care este de multe ori numită în textele academice ca fiind munca invizibilă. Și, de exemplu... Cum spuneam înainte, uneori e greu și să gătești și alteori să și trebuiască să faci curat. Tot așa, dacă ai copii, e greu că trebuie tot timpul să fii acolo, să depui munca emoțională, să îi crești, să le oferi tot felul de lucruri. Și munca aceasta domestică, din păcate, nu este renumerată pentru că nu e în interesele capitalului să răsplătească astfel de muncă. Mai ales pentru că ea contribuie cumva la toată reproducerea asta socială. După ce gătiți, trebuie să spălați vasele și după ce veni de la job să speli vasele, De exemplu, dacă ne gândim la clasa muncitoare, la femeile din clasa muncitoare, de fapt, ele au cel mai mult de suferit pentru că, pe lângă faptul că în sfera privată depun această muncă domestică, emoțională și care nu e răsplătită cu bănuți, uneori trebuie să și meargă la muncă și să mai muncească încă 8 ore sau chiar mai mult, cine știe, să depună și muncă fizică și toate aceste layere combinate poate să fie foarte obositor și poate duce la burnout. Prima recomandare este o lectură foarte scurtă, foarte drăguță, este un manifest, de fapt, cu 11 teze și e vorba despre feminismul celor 99. O carte colectivă și este tradusă la editura Fractalia de către Oana Uiorean. Deci dacă sunteți în România puteți să o citiți în limba română sau dacă vreți în engleză o găsiți PDF pe net, oriunde. Am filmat mai multe lucruri pe care eu nu reușesc să le spun în acest video astăzi despre feminismul intersecțional și pe lângă munca domestică de foarte multe ori este vorba despre această violență de gen care este la nivel mai larg și cam adus vorba despre violență de gen. Altă recomandare este un podcast, dacă preferați asta, acest tip de cunoaștere, de la Revolutionary Left, The Handmaid's Tale, Feminism, Fascism and the Fractured Self. Este un episod foarte bun, dacă sunteți în trafic și mergeți la facultate sau la job, aveți timpul necesar să ascultați aceste lucruri foarte bune. Dacă vreți să urmăriți un alt canal vegan și care și-a pornit motorașul înaintea mea, recomand canalul Maria și Viorel. Este un canal foarte drăguț în care
Cei doi vorbesc despre aceste lucruri. Viorel chiar este invitat la un moment dat într-un episod de la Deserticast să povestească mai pe larg despre ce înseamnă dieta vegană, despre ce înseamnă să fii vegan în România. Spoiler alert, e foarte greu. Despre fibre, calorii sau cum puteți să țineți cont de aceste lucruri. Eu încă nu știu, adică la mine e destul de recentă dieta, deci nu am încă sfaturi de genul ăsta, dar la el erau foarte multe recomandări bune. Despre schimbări politice, diferența între plant-based și dieta vegană, vorbește Alexandra Corbu, foarte, foarte frumos, un episod de la Starea Nației. L-am ascultat cu mare drag, în care explică foarte pe larg aceste lucruri și, de exemplu, cât de stigmatizat este termenul vegan. Așa, un video foarte inspirant și un discurs foarte bine articulat. E cel făcut de Maxi, care bănuiesc că majoritatea o cunoașteți, însă episodul acela despre praxis politic și dinamici de putere, precum și intersecția mai multor tipuri de oprimări, este MasterChef, printre videourile care m-au motivat și pe mine în viață. Sau, dacă vreți să vedeți un fel de animație, un fel de canal care combină poezia cu știința, cu animația, Just Wondering are un episod despre antropocen, adică era antropocenului și despre felul în care activitatea umană influențează biosfera. Și na, din păcate trăim în această eră în care se întâmplă schimbările acestea foarte bruște climatice și care s-ar putea să ne omoare, dar you never know. Dacă mai aveți sugestii sau dacă mai vreți astfel de recomandări, pot să mai fac, dar acum mă gândeam să trec la rețetă. Dacă vreți să aflați mai multe despre tipuri de ocupații și joburi, recomand și Contrasens. E un episod pe clasă și multe alte episoade foarte interesante, de exemplu pe flexibilizarea muncii, despre sindicalizare. Pentru un mic dejun copios. Am mai pus niște pastă de ardeiuți pe pâine prăjită și cam asta ar fi tot. În rest, puteți să faceți cum vreți voi rețeta dacă vreți. Dacă nu gătiți, vă mulțumesc că sunteți alături de mine și revin în fiecare miercuri cu o nouă rețetă.